Am detaliat în videourile anterioare cam ce glume a făcut Raul la adresa lui Stelian. De fapt, a făcut mișto de el în absența lui. La un moment dat a coborât Stelian și zicea Raul, păi ce, i-am urat succes la date mâine, dar nu mi-a mulțumit. Și Sorin, probabil auzind discuția, a zis, păi cum să-ți mulțumească dacă nu știe dacă va merge el la date, de ce faci mișto de el. Raul a răspuns că speranța moare ultima și că de ce o strică? Lasă că o să vadă mâine. Stelian cumva l-a confruntat și a zis, haide, ia zi, Raul, ce e? vrei să râzi că poate îl alege pe Alexandru mâine la date? Și Raul a zis, da, poate îl alege pe Robert, n-ai de unde să știi, speranța moare ultima. Și Stelian i-a spus, încerci să-mi bagi subtilități din astea, dar nu înțeleg care e faza, aștepți o reacție de la mine? să mă vezi supărat, să știi că nu mă caracterizează pe mine emoțiile astea. Auzind ce a spus Steliana, și sorind din cameră, cum ce ai zis că nu te caracterizează emoțiile? Păi acum râzi, după 5 minute ești nervos și supărat. Într-adevăr, spuneau băieții astăzi că Stelian era bine și deodată nu mai era.